Astăzi a avut loc ședința ordinară a lunii august a Consiliului Local al Primăriei Drobeta Turnu Severin în sala mare de ședințe a instituției prefectului, unde au fost votate în unanimitate mai multe proiecte. În cadrul ședinței a fost convocat Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin pentru a vota mai multe proiecte din diverse domenii. Pe ordinea de zi au fost multe puncte importante, printre care și preluarea în folosința cimitirului evreiesc, care se află într-o stare avansată de degradare, pentru a se realiza lucrări de igienizare și modernizare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Supunem la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În cadrul ședinței s-a discutat și despre darea în folosință pe o perioadă de 5 ani a unei suprafețe de 7200 de metri pătrați, suprafață în incinta ștrandului de la Schela, pentru a fi făcute explorări, în urma cărora se va vedea în ce măsură apele minerale din zonă sunt bune pentru un efect terapeutic. Un alt aspect important discutat a fost preluarea în domeniul public a unei suprafețe de 1600 de metri pătrați în zona Parcului Tineretului, suprafață pe care în viitor se vor construi creșe pentru copiii din Drobeta Turnu Severin. Un alt proiect care este important se referă la aprobarea gestionării situației de pandemie în unitățile de învățământ din municipiul Drobeta Turnu Severin. În esență, primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a depus un proiect european pentru a se deconta 100% toate cheltuielile legate de achiziționarea de echipamente necesare în această perioadă de pandemie. Iar bunurile care urmează să achiziționeze în acest proiect se referă la lămpii UVC, mânuși, măști dezinfectant, suprafețe, dezinfectant pentru uz uman, termoscanere, dispensere cu senzor, dezinfectant pulverizator și așa mai departe. Sunt o serie de echipamente care urmează să fie cumpărate pentru 21 de unități de învățământ din municipiul Drobeta Turnu Severin. Repet, acesta fiind un proiect european care a fost depus și a trecut de etapa întâi de eligibilitate la Ministerul Fondurilor Europene. În cea mai mare parte, proiectele discutate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin au trecut în unanimitate, urmând să ușureze viața severinenilor.